știe exact cum a ajuns în subsolul acestei clădiri, deși cel mai probabil a fost abandonată. Dar este sigur faptul că e una acolo de ore în șir, fiind auzită de locuitorii din cartierul Anele de pe strada Petre Ghelmez. Chinul unei pisicuțe de doar câteva săptămâni a luat sfârșit însă când un iubitor de animale a sunat la 112 pentru a cere ajutor pompierilor, accesul în clădirea abandonată fiind extrem de dificil. În câteva minute, o echipă de căutare, salvare a Isu Giurgiu s-a prezentat la fața locului și a lichidat cazul rapid, pompierii dovedind astfel că nu salvează doar oameni, ci și viața unor animale abandonate sau aflate în dificultate. În 9.23, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca Județului Giurgiu a fost solicitat să intervină pentru a salva o pisică. Operațiunea de salvare a decurs conform procedurii. Intervenția a fost rapidă și a avut succes. Pisicuța se află în acest moment în grija persoanei care a luat inițiativa de a o salva. Cine dorește însă să o adopte și să-i ofere un cămin primitor, ne poate scrie pe adresa noastră de e-mail valahiatv@gmail.com. Yeah.